Fiecare ploaie mai serioasă le inundă oamenilor gospodăriile. La fel s-a întâmplat și seara trecută. E toată apa e la mine în curte. Eu și cu dânsul de acolo de la colț suntem gunoiul pe calea Severinului. Toată apa e la noi. Chiștoace, gunoaie, bălegar după stradă, totul intră la noi în curte. Așa știu să facă primăria proiect să rezolve problema apei pe care se vede. Uitați-vă deodată ce trotuare sunt pe acolo. Strada au dărâmat-o, din barieră până aici au dărâmat-o. Au scos conducta de canalizare nu știu de câte ori. Uitați-vă dacă asta este... Strada care se vede este veciul din Târgu Jiu. Lucrările au început din octombrie anul trecut și totul a fost pe dos, susțin oamenii. Dacă ținea mai mult, ce să mai văzurăți? Uite până aici, la scară. Uite. Până acolo a ajuns apa. Și cu ce ați scos-o? Cu măturile. Da, cu măturile o scosă-i. Uite și acum scosă-i la ea. Uitați-vă ce este, până când o ține așa, nu se știe. Asta este, cum democrația. Ieși? Ce să mai fie? Cum ieșiți? Păi cum să ies? Uitați-vă, că mai punem, mai înălțăm ca să ieșim afară din curte. Mai mult, pe calea Severinului, apa se scurge invers. Uitați-vă, apa de aici curge la mine în curte, iar canalizarea se scurge invers, la deal. Așa au știut ei să facă. Au venit, au măsurat chiar acum și scoate conducta din nou. Oamenii acuză și calitatea îndoielnică a asfaltului din zonă. Acesta ar fi fost urnat și în gropile pline cu apă și nemol, iar acum poate fi îndepărtat cu ușurință. A făcut. Păi uitați-vă, dați-vă așa, să vă arăt eu ce trotuar a făcut aici, cârciumar. Ia uitați-vă. Ia. Asta e trotuarul care l-a făcut cârciumar. Uitați-vă. I-am chemat că-i conducta spartă. Acum pe unde să mergem? Mergem pe marginea străzii. Că nu, și copiii de la școală trebuie să-i luăm în continuu de la școală, că nu pot să meargă. Cum merg pe trotuare? Reprezentanții primăriei promit că vor merge în teren cu cei de la APA Regio pentru a vedea care este situația. Am discutat cu societatea APA Regio. Societatea APA Regio a luat măsuri și în acea zonă, iar în ceea ce ne privește am încercat să găsim toate soluțiile pentru ca nimeni să nu aibă de suferit atunci când sunt situații din acestea și când ploile sunt cu debite mai mari. Nu există zonă pe care să nu fi luat la mână și nu există zonă în care să nu fi intervenit la apelul fiecărui cetățean din municipiul Târgu Jiu. Apa nu a creat probleme la Târgu Jiu și la Târgu Cărbunești au fost semnalate inundații tot din cauza unor lucrări făcute de mântuială.